Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi avem o surpriză, zic eu, deosebită pentru dumneavoastră, pentru că așa a vrut Dumnezeu cu câteva zile în urmă să întâlnim un om dedicat profesiei dumnealui, ani de zile, un om care a educat la rândul său sute de copii aici în Comuna Dofteana. Ne aflăm acasă la domnul Sava Florin. Domnul Sava a fost învățător foarte mulți ani. O să ne povestească în această emisiune despre meseria dumnealui de dascăl, dar, de fapt, surpriza despre care vreau să vă spun este vorba despre pasiunea dumnealui. Las pe dumnealui să povestească și să vă spună despre ce pasiune este vorba. Domnule Sava, vă mulțumim pentru invitație. Trebuie să recunosc că sunt foarte încântată și plăcut surprinsă că ne-ați adus aici în casa dumneavoastră și totul este plin de șah, de trofee, dar haideți să o luăm cu începutul, cu meseria de dascăl mai întâi și apoi să treceți la pasiunea dumneavoastră. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați onorat cu această vizită și vă doresc vizionare plăcută tuturor telespectatorilor dumneavoastră. În legătură cu activitatea mea, aș putea să spun că am lucrat în învățământ un număr de 42 de ani ca învățător la școlile din Comuna Dofteana, în special în satul Hăgheac, și în același timp am fost și instructor sportiv de șah, educând elevii la disciplinele de învățământ, dar făcând totodată și legătura cu șahul. După cum se știe, șahul este o îmbinare fericită între artă, sport și știință și eu am încercat să-l leg șahul interdisciplinar, să-l leg și de limba română, de religie, de istorie, de matematică, în special de partea geometrică, de artele plastice, de astronomie chiar și de filatelie și de viața reală. Toate realizările din viața mea se datorează familiei. Soția mea a fost tot învățătoare, a avut și aceeași pasiune legată și de elevi, evident, și aceeași pasiune legată și de șah. Ați avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, da? Da, totul pleacă de acolo. Am fost prieteni în timpul liceului, după aceea ne-am căsătorit, avem copii, nepoți. Așa, vă mulțumim. Și în legătură cu șahul aș vrea să vă spun următorul lucru. Șahul are mai multe ramuri. Ramura de șah practic, de competiție, șahul prin corespondență, eu am jucat câțiva ani șah și prin corespondență, și apoi șahul artistic. Nu este posibil să lucrezi la șahul artistic dacă nu ai trecut prin celelalte două etape. Așa. Eu am asemănat jocul de șah cu un copac. Șahul a apărut pe pământ cu 570 de ani în urmă. Haideți că vă ajut să țin la camera cât vorbiți dumneavoastră. Cu un copac în care am arătat ramurile despre care am vorbit, iar ramura cea mai viguroasă, șahul artistic, este cea din mijloc, care urcă către divinitate, către univers. Cam asta este, așa. Apoi aș vrea să vă spun că am obținut rezultate foarte bune cu elevii la nivel județean în concursurile pe echipe mixte, la concursul organizat în special de regretata noastră mare maestră internațională, regina șahului românesc, doamna Elisabeta Policroniadi. Acolo am obținut de 3 ori consecutiv titlul de campion județean cu elevii la nivelul de comune și am participat de 2 ori și la faza națională. Aici am avut și trebuie să recunosc și să apreciez totodată că am avut și sprijinul domnului primar Ioan Bujor, care sprijină
activitatea sportivă, de fapt, dânsul se preocupă de tot ce se dezvoltă și tot ce mișcă în comuna Dofteana. Suntem mândri că avem un asemenea primar și, evident, n-a scăpat din vedere nici șahul, fiind poate unul dintre puținii primari care a reușit să invite pe Marea Maestră Elisabeta Podigronia de la Dofteana. Și atunci noi ne-am declarat foarte bucuroși, spunând că în acea zi capitala șahului mondial s-a mutat la Dofteana. Foarte frumos, foarte frumos. Și domnul primar, într-adevăr, așa este. Se apleacă către învățământ întotdeauna, către pasiuni și abordează toate artistică și domeniile. Sportiv, exact, așa este. În legătură cu pasiunea mea pentru șah, ea a apărut, s-a conturat în special în anii de liceu, începând de prin clasa a 10-a, datorită faptului că am avut ca diriginte un om deosebit, pe domnul profesor de matematică Ion Fânaru, care știa să joace foarte bine șah. De fapt, toți profesorii de la liceul pedagogic practicau jocul de șah, dar dânsul știa să îmbine șahul cu poezia. Tocmai ăsta este și motivul pentru care vreau să deschid rubrica aceasta de șah și poezie. Dânsul, la rândul său, a fost elevul lui Ion Barbu, Dan Barbilian, la Facultatea de Matematică din București, care, după cum se știe, a făcut legătura între matematică și poezie. Reamintesc faptul că Dan Barbilian a scris poemul După Melci, Riga Criptoș, Dapona Enigel și alte scrieri, dar ceea ce m-a impresionat la dânsul a fost faptul că, într-un articol, a apreciat următorul lucru. Există undeva în domeniul înalt al geometriei un loc luminos unde se întâlnește cu poezia. Și eu am fost impresionat de îmbinarea șahului cu poezia, de îmbinarea matematicii cu poezia, fapt care, prin dirigintele meu, m-a făcut să fiu captivat de acest joc de șah, pasiune pe care o am de 50 de ani de acum încolo. Mulțumesc! Da, mulțumim! Văd aici și câteva cărți. Da. Pe parcurs am editat și câteva cărți. Aceasta este intitulată Șah artistic interdisciplinar, în care am dezvăluit o parte din lucrările mele, peste 50 la număr, cred că am. Am dezvăluit secretul unora dintre aceste lucrări. În același timp, mai am o carte din care nu am dezvăluit secretul multor lucrări și, ca să nu rămână pierdute, am intitulat-o Monumente și schițe în șah artistic. Aici trebuie să fac o scurtă paralelă și să spun că, de exemplu, maestru Ion Luca Caragiale, când a scris Momente și schițe, un coleg de breazdă i-a spus că maestru trebuia să intitulez cartea nu Momente, ci Monumente. Și eu m-am inspirat și atunci am pus eu titlul de Monumente și schițe în șah artistic. Dacă vorbesc un pic despre lucrările mele de șah artistic, eu le-am împărțit în două categorii importante. O parte dintre ele reprezintă artă sacră, adică am cu titlu Crucea creștină sau Cheia Universului. Am una care se numește Lupta cu Balaurul și este inspirată după tabloul cu Sfântul Gheorghe, care răbune Balaurul, și aș vrea să fac câteva referiri la aceste lucrări. De exemplu, lucrarea Crucea creștină, care se vede acolo pe afișată. Da? Este o problemă în care dacă n-am indicat piesele decât locul lor, dacă albul ar fi ramutare, ar putea să facă mat într-o singură mutare sau în două mutări sau în trei mutări. Dar asta ar fi o asemănare cu pilda semănătorului din Evanghelie, unde se spune că sămânța aruncată la marginile de drum sau pe stâncă sau între buruieni nu dă roade, și dă roade numai sămânța care a căzut pe loc bun. Și în acest sens pot să spun că trebuie făcută o asemenea mutare și o asemenea serie de mutări, astfel încât în momentul când este realizat matul, forma de cruce să nu se strice. Adică piesele sunt așezate în formă de cruce, iar când se realizează șahmat, piesele revin în forma de cruce. Și atunci când este mat într-o singură mutare sau în două sau în trei,
se strică forma de cruce și deci nu corespunde enunțului. Da. Aceasta ar fi o lucrare. A doua lucrare foarte importantă din, pe care o numesc eu artă sacră, este aceasta făcută după constelația Orion, de pe bolta cerească. Constelația Orion, am luat-o de pe internet în această fotografie, se numește Orion sau Vânătorul. Și în interiorul ei se vede o grupare de stele aliniate, una în lateral aici și încă vreo câteva în jos, care iarăși descifrează o formă de cruce. Eu m-am referit nu la întreaga constelație, ci numai la aceasta care conține forma de cruce și am denumit-o cheia Universului, deoarece una dintre acele stele se află foarte aproape de ecuatorul ceresc și este o problemă foarte frumoasă de mat în trei mutări pe care am descris-o în această carte pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Așa. Aș vrea să mă mai refer la proiectul pe care l-am propus pentru ziarul Bacău Press. Acesta l-am intitulat... Lăsați așa. L-am intitulat Șac și poezie și de data aceasta am ales un grupaj de probleme de șah grupate tematic, în care capul de serie este o problemă care relatează despre sfârșitul luptei lui Bayezid din anul 1402. Problema a fost făcută de un maestru finlandez pe nume Carl von Janisch și se intitulează Cușca lui Tamerlan pentru sultanul Bayezid. Aici lupta se dă în așa fel încât piesele albe, care reprezintă adversarul lui Bayezid, îl capturează pe Bayezid, închizându-l în final într-o cușcă. Și această lucrare a fost făcută în anul 1870. Ulterior, peste 10 ani mai târziu, alți maestri au venit cu ideea să desfacă acea cușcă, adăugând diferite alte piese și să... cu enunțul albul mută și face mat în patru mutări. În această serie sunt mai multe, vreo 7-8 probleme pe care o să le public în ziarul Bacău Press și am vrut să arăt cum procedez eu când fac aceste probleme pe care vreau să le expun. Deci întâi mi-am făcut diagramele, mai multe modele, ca să am pentru mai multe numere de ziar și pe aceste diagrame eu lipesc piesele de șac pe care le decupez și le lipesc, le pun exact la locul potrivit, astfel încât problema care apare în ziar să nu apară cu greșeli. Eu le verific de mai multe ori și asta ar fi în legătură cu asta. Da. Ce aș putea să vă mai spun? Aș putea să vă mai spun faptul că de la care am pornit de fapt, că șahul este o îmbinare între artă, sport și știință. Șahul este sport atunci când se joacă șah de competiție și când fiecare jucător luptă pentru fiecare punct. Dacă este sistem eliminatoriu, trebuie să lupte să câștige fiecare partidă. Dacă este sistem de competiție prin acumulare de puncte pe bază de clasament, atunci fiecare jucător trebuie să lupte pentru fiecare punct sau pentru fiecare jumătate de punct care se numește remiză și cel care adună cele mai multe puncte va fi câștigătorul locului 1. Dar dacă vorbim de știință, atunci trebuie să ne gândim că șahul trebuie să se bazeze nu numai pe practică, ci și pe teorie. Și teoria jocului de șah este foarte stufoasă. De exemplu, sunt analizate cele trei părți ale partidei. Deschiderea, jocul de mijloc și finalul. Numai pentru deschidere, de exemplu, Iugoslavia au făcut o enciclopedie în 5 volume, numai pentru a analiza deschiderile de șah. Iar vă dați seama, jocul de mijloc se complică și finalurile în care a excelat marele maestru și campion mondial Capablanca
sunt și ele destul de grele și trebuie judecate cu atenție. Despre... Nu, am vrut să mai spun un pic, că n-am spus despre latura artistică, deci și n-am încheiat cu aspectul științific. De exemplu, am volumul de partide alese a maestrului român Florin Gheorghiu, pe care le-am analizat pe toate și am observat așa că în cele mai multe partide se conturează ideea de joc personală cam după 15-20 de mutări, deoarece marii maestri internaționali cunosc deschiderile până la nivelul de 15-20 sau chiar și mai multe mutări, le știu dinainte. Și atunci, ca să surprindă adversarul, jucătorii vin fie cu un sacrificiu, fie cu o mutare surprinzătoare pentru adversar. Și am întâlnit, de exemplu, și aspectul acesta, când maestrul nostru Florin Gheorghiu a făcut o mutare de aceasta surprinzătoare, după 5-6 mutări și-a văzut efectul pe tablă, iar comentariul, că partidele sunt comentate de dânsul, iar comentariul sună așa, ceea ce m-a impresionat. Aceasta este poziția pe care am avut-o în vedere când am făcut la mutarea, deci fiind la mutarea 20, pe care am avut-o în vedere când am făcut mutarea numărul 12 sau numărul 13. Deci maestru a gândit cu 5, 6, 7, 8 mutări mai înainte, astfel încât ca să surprindă adversarul. Și în legătură cu latura artistică aș putea să spun că deși în partidele de competiție apar fel de fel de combinații foarte frumoase, totuși cele mai frumoase și mai spectaculoase combinații apar în șahul artistic și aici există și posibilitatea legării șahului artistic de alte domenii și deci există o diversitate mai mare de idei și ar fi de recomandat mai mult, în special pentru tineret, să se direcționeze către această latură a șahului, bineînțeles, cum am spus, dacă trece de o anumită etapă din șahul practic și de analiză. Iată, dragi telespectatori, discuția noastră continuă cu domnul Florin Sava. Sper că v-a captat atenția toată această povestire de până acum, această pasiune despre care dumnealui ne-a povestit și încă mai are multe să ne spună. Domnule Sava, aș vrea să ne spuneți puțin despre cum ați așezat dumneavoastră aici tablă de șah, e din lemn făcută, să ne... și tot ce aveți aici în această cameră, care e foarte plăcut. Da, deci această tablă de șah am făcut-o într-o perioadă când am avut mai mult timp liber și am făcut-o din lemn de brad, am pirogravat figurile de șah pentru alb și pentru negru. După aceea am vopsit-o cu baiți și am dat-o cu nitrolac. Am făcut-o exact cum este după tabla model, cu notație, cu litere și cifre, astfel încât eu am folosit-o în antrenamentul pe care l-am făcut cu elevii atunci când participam la concursuri, astfel încât să poată vedea toți odată o anumită demonstrație de deschidere sau de joc de mijloc sau de final. Și bineînțeles că era atrăgătoare și pentru ei, le-a plăcut foarte mult. Iar celelalte lucrări de șah artistic ale mele, toate la un loc, îmi dau energie numai cât le privesc. Și dacă tot mi-a spus această întrebare, să mai fac referire la două dintre tablouri. De exemplu, acesta de aici este făcut după tabloul... Eu l-am intitulat Lupta cu Balaurul, dar este făcut după tabloul Sfântului Gheorghe. Ideea mi-a venit datorită faptului că pe câmpul de 5 apare un cal, iar pe câmpul de 6 apare un nebun, dar eu îi zic ofițer sau cavaler. Da, da. Așa. Și am zis că este călare pe cal. Iar celelalte piese așezate parcă ar fi un balaur. Și enunțul este albul mută și dămat în 5 mutări, bineînțeles că nu am indicat care sunt piesele. Iar acest tablou de mai jos, piesele de șac sunt așezate în forma literei D, literei majuscule D, de două ori, deci 2 de D, așa,
El a fost inițial dedicat unei personalități care are ambele nume cu D și ulterior i-am schimbat destinația. Am zis că, după cum ne spune Evanghelia după Ioan, Dumnezeu este dragoste și se poate citi Dumnezeu dragoste sau Domnia dragostei. Și sunt niște probleme foarte frumoase de șah expuse și acolo. Aș fi mai vrut să vă mai spun faptul că, fiind la bătrânețe și trecând și prin multe greutăți, șahul și literatura a fost un refugiu pentru mine și mi-am amintit de citatul pe care l-a spus maestru Mihail Sadoveanu, care la rândul său a fost președintele Federației Române de Șah în 1926, da? Și care spunea așa, că șahul este cel mai prețios dar pe care și-l poate face un om sie însuși în anii penibili ai bătrâneții. Anii sunt frumoși, da. Bătrânește. Am văzut în biblioteca dumneavoastră o carte, da, care se cheamă Șahul ca o aventură sau de Sadoveanu. Da, în biblioteca mea există, da, există Aventurile Șahului scrisă de Mihail Sadoveanu, o carte care a fost editată de mai multe ori la editura Ion Creangă din București. De fapt, cartea are un titlu mai lung, Aventurile Soarele în baltă sau Aventurile Șahului. Așa l-a intitulat maestru. O carte minunată pe care sper că telespectatorii dumneavoastră au citit-o, o știu, o cunosc. De acum încolo, da. Da, eu am mai multe cărți de șah prin biblioteca mea. Am studiat să învățăm metodic șahul de Sergiu Samarian, cum v-am spus, și partide alese de Florin Gheorghiu. Am început cu cartea șahistului începător a lui Levenfish. Apoi am studiat și cartea Șahul artistic. Cam atât am vrut eu să vă spun. Dacă dumneavoastră mai aveți și alte întrebări, cu multă plăcere vă răspund. Noi vă mulțumim foarte mult. Trebuie să recunosc faptul că și cu siguranță cred că mulți dintre telespectatorii noștri au avut o surpriză plăcută prin faptul că trebuie să recunoaștem, nu toți știu despre șahul artistic. Și dumneavoastră ați venit cu noutăți, da, pentru cei care nu știu, și poate că le-ați stârnit curiozitatea să caute și să citească, să afle despre ce este vorba. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați invitat la dumneavoastră acasă, aici în locul, așa cum ați spus dumneavoastră, plin de energie, și energia ne-ați dat-o și nouă, o energie pozitivă, o energie foarte bună. Dragi telespectatori, trebuie să vă anunț cu mult drag că începând din luna iulie, domnul Sava va fi colaboratorul nostru la ziarul Bacău Press cu rubrica de șah artistic, da? Cum spunea și dânsul, șah și poezie. Până data viitoare, vă spunem la revedere, toate cele bune!